Iulia a plecat din Ucraina spre România pe 28 februarie, împinsă de la spate de părinții ei. La Vama Isaccea o aștepta fratele ei care studiază în România. Inima ei a rămas însă în satul românesc Erduc Burnu din Ismail, unde părinții au rămas să-și apere casa. Mama și tata mi-au spus dimineața aceea să plec mai repede, ca să fiu alături de fratele în siguranță. Tata nu pleacă că nu vrea să lase casa și mama nu vrea să pleacă că nu se duce fără tata. Iulia ne-a povestit că pe 24 februarie clopotul bisericii a început să bată când încă nu se crăpase de ziua, iar directorul școlii unde învăța le-a trimis mesaj tuturor părinților să-și țină copiii acasă, pentru că a început războiul. La noi nimic nu se auzea, dar băteau în clopot la biserică și ne ascundem. Stăteam acolo o oră sau două, sau mai mult, și pe urmă ieșeam, ne culcam. Ține legătura cu profesorii din sat care îi trimit în continuare teme online. Anul acesta ar fi trebuit să susțină examenul de absolvire, dar războiul i-a furat și acest privilegiu. Despărțirea de familie însă o doare cel mai tare. Mi-e dor de părinții mei care au rămas acolo și Noi suntem departe unul de altul și nu putem vedea. Tatăl ei este profesor de fizică la școala din sat, iar mama lucrează la librărie. Până acum două săptămâni, Iulia mergea în turnee cu ansamblul folcloric Dor Basarabean și cânta la vioară. În graba de a fugi din calea războiului, Iulia și-a uitat vioara acasă. A primit alta nouă în România de la Casa de Cultură a Studenților din București. Sunt în același timp foarte fericită de donația asta vioară. Doamnelor, domnilor, câte lume frumoasă în această seară, să nu stau, mi s-a spus să stau cu fața la lumină, avem lumina destulă, dar nu cu fața în videoproiector, să vă și văd în această seară. Întotdeauna mi-a plăcut calitatea, nu cantitatea, de aceea mă bucur foarte mult să vă văd în această seară. Am scăpat de ceea ce nu ne plăcea până acum, ne vedem, ne auzim, ne simțim și este foarte important. Va fi o seară emoționantă, dar și cu zâmbete, pentru că asta este foarte important în această perioadă, să fim alături de cei care au nevoie. Alex Mundeanu sunt eu și voi fi anfitrionul acestui eveniment și pe lângă cei care sunt prezenți în sală și cărora le mulțumesc foarte mult dumneavoastră că ați venit și ați rupt din timpul liber pe care l-aveți pentru a pune umăr de la umăr, așa cum se spune în popor, da? Să le fim alături celor care au nevoie. Mai avem și publicul nostru de pe Facebook, Facebook pe pagina Casa de Cultura Studenților din București, acolo unde va fi transmis și este transmis live acest eveniment. Îi salutăm pe cei care ne urmăresc și vă invităm și pe dumneavoastră să mai dați un share, se obișnuiește acum pe social media, să afle cât mai multă lume, pentru că tehnologia, vedeți, ne ajută pentru a face fapte bune. Așadar, bine ați venit la un concert caritabil, un concert care este realizată cu scopul de a-i ajuta pe cei care sunt în durere în aceste momente cu tot ceea ce se întâmplă aici, lângă granița noastră, și știți foarte bine povestea, nu are rost să intru în detalii, important este să ajutăm. Și vreau să-i aplaudăm pe cei care au pus suflet în organizarea acestui proiect, pentru că în această seară este doar prima activitate, lansarea, să spun așa, a proiectului, pentru că urma și alte serie incredibile aici la Casa de Cultură, pe această scenă, și le mulțumim și celor de la Casa de Cultură a studenților pentru că ne ajută de fiecare dată. Spuneam că vreau să-i aplaudăm pe cei din Sindicatul Liber și Independent al Salariaților din Casa de Cultură a Studenților București și cercetașii României, mai exact Centrul Local Sfântul Nicolae din București, din care fac și eu parte, după cum puteți observa, îmbrăcat în uniforma noastră oficială, pentru că, nu-i așa, cercetașul își ajută aproapele și este prieten cu Dumnezeu, prieten cu cei de lângă și cu natura. Așadar, pe lângă cei doi inițiatori, mai avem și un sprijin foarte mare din partea comunității Repatriot, Asociația 21 decembrie 1989,
și Asociația Basarabiană a Românilor din regiunea Odessa. Haideți să aplaudăm și mai tare, și mai tare, și mai tare, și mai tare! Foarte bine! Pentru că fac lucruri foarte frumoase și de aceea trebuie să apreciem. Așadar, aș vrea să mai dau câteva detalii despre ceea ce s-a întâmplat în această perioadă, pentru că acești doi principali organizatori au demarat încă din primele zile ale conflictului de la granița țării campania umanitară Implică-te, cei de lângă noi au nevoie de ajutor. În sprijinul, așa cum spuneam, comunităților românești, da, și a celorlalți cetățeni ai Ucrainei, care au fost nevoiți să-și părăsească familiile, casele, pentru a-și păzi viața. Încă de la declanșarea războiului s-au transportat 4 tranșe de donații spre destinatari și s-a acordat sprijin unor tineri etnici români și de alte naționalități care au ajuns pe teritoriul României. Încă o dată, haideți să-i aplaudăm pentru această inițiativă. Cum vă spuneam, spectacolul din această seară deschide prima serie de evenimente culturale artistice la Casa de Cultură a Studenților din București, aici unde ne aflăm și noi. 3 evenimente, o singură cauză, aceasta este egida proiectului, menite să sensibilizeze întreaga societate și să strângem cât mai multe fonduri pentru cei care au nevoie. Așadar, astăzi veți face cunoștințe cu artiști de seamă, artiști cărora le mulțumim că au înțeles care este scopul nostru ca oameni, dar vreau să dau citire și artiștilor care vor veni în edițiile următoare și mai exact pe 7 aprilie la ora 19, concert Timpuri Noi, Stema Solaris, Bebe Astur and Company. Iar pe 14 aprilie, ora 19, concert Ovidiu Mihailescu, Raul Cârstea, Cristi Dumitrașcu, Gabi Bălașa și grupul Truverii. Așadar, să vă notați în calendar, 7 aprilie tot de la ora 19 și 14 aprilie de la ora 19. Le mulțumim și partenerilor noștri media, mulțumim și colegilor, prietenilor de la TVR că au venit și că ne difuzează aceste gesturi frumoase. Vreau să mai fac încă un anunț important pentru cei care își doresc să doneze produse alimentare ambalate neperisabile, mare grijă, și articole de igienă, aici știți mai bine, nu are rost să le numesc, o pot face aici la Casa de Cultură a Studenților București, pentru cei care sunt acum în online. Se găsește adresa pe calea Plevnei, numărul 61, sectorul 1, București, zona Eroilor, în spatele operei române, zilnic, în intervalul orar 8 de dimineață până la 8 seara, ora 20. Așadar, vă invităm aici pentru că este nevoie de ajutor. Așadar, doamnelor, domnilor, am plăcerea și onoarea să invită primul vorbitor în această seară. Vom vorbi, vom povesti, dar vom și cânta împreună. Ne vom bucura și va fi o seară de excepție. Așadar, vreau să-l invit alături de mine pe Doru Mărieș, care este venit din partea Asociației 21 decembrie 1989. Haideți să primim cu foarte multe aplauze, pentru că a pus umărul la această inițiativă și mulțumim tare, tare mult. Doru Mărieș, bună seara, bine ați venit! Bună seara! Nu-i problemă, să-l și pornim. Nu este perfect. Bună seara, mulțumesc! Mulțumesc pentru invitație, mulțumesc partenerilor care ne onoră că ne-au luat alături de ei pentru a iniția această serie de acțiuni în vederea, sau care are de fapt un singur scop, strângerea de ajutoare până mă, pentru cei nevoiași, vecini ai noștri aflați în mare necaz în ultima perioadă, sigur, după invazia bezmetică ordonată de Vladimir Putin în Ucraina. Nu strică nici puțină distracție. Probabil că la evenimentele viitoare vor veni și tineri ucrainieni. Trebuie scoși din atmosfera în care sunt de atâta timp. Le face bine pentru suflet să vină aici, să stea alături de noi o oră, două, să se destindă un pic, să uite de necazurile de acasă. Dumneavoastră vă mulțumesc tuturor celor care ați venit astăzi. Mulțumesc celor care au donat, donează azi
și anticipat celor care o vor face în săptămânile următoare. E bine să venim și să aducem cât de mic dar pentru cei nevoiași. Azi puteam fi noi în locul lor. Întotdeauna gândiți-vă, puteam să fim noi în locul lor. Gândiți-vă că în urmă cu 32 de ani am avut și noi un război. Noi am spus revoluție. A fost de fapt o contra-revoluție, o lovitură dată după 22 decembrie celor care s-au sacrificat și au dărâmat regimul comunist. Iar ordinul de luptă criminal în care s-au tras peste 12.500.000 de gloanțe, nu mai vorbim de obuze, nu mai vorbim de alt tip de armament tras în Biblioteca Națională, în Muzeul de Istorie și în alte clădiri cu destinații speciale din București și din țară, unde am avut pierderi din rândul nostru aproape 1.000 de oameni, eroi ai Revoluției, câteva mii de răniți, așa că știm ce înseamnă invazia, sau dacă nu invazia, cel puțin mâna criminală rusească atunci când vrea să facă rău. În decembrie 89, după 22 decembrie, ordinul criminal a venit tot de la Moscova. Nu vorbim în necunoștință de cauză, vorbim în cunoștință de cauză. Am trăit și noi asemenea evenimente, din fericire noi am învățat ceva din ele, astăzi suntem în structurile care ne asigură o umbrelă și putem să stăm un pic mai liniștiți, avem o altă predictibilitate în activitatea pe care o desfășurăm. Nu mai tremurăm că suntem singuri în fața invadatorului. Aceste două umbrele, la care de fapt suntem parteneri, unora le place că suntem, să spună că suntem vasali. Nu suntem vasali, suntem parteneri. Se numesc Uniunea Europeană și respectiv NATO. Este bine că s-a tras concluzia că după decembrie 89 să ieșim din tratatul de la Vașovia. Am scăpat de moribunda Uniunii Sovietice, dar vedeți și dumneavoastră ce naște acest popor. Îmi pare rău să o spun, sigur nu în întregul său, dar din păcate, după 32 de ani de la desprindere de comunism, națiunea rusă îl dă pe Vladimir Putin. Un criminal de tip nou și credeți-mă că duminică în fața ambasadei ucrainene, când scandam afară cu rușii din țară, spuneam după 32 de ani sau de 32 de ani facem același lucru. Mă bucur tare când îl aud pe președintele Statelor Unite, domnul Biden, care vine și spune criminal. E bine. Înălțime, alt tip de parteneriat, mult mai lejer, sigur democratic și sperăm că împreună, solidar, cu dumneavoastră din această seară, cu dumneavoastră din această seară care ne urmăresc în întreaga țară, să sprijinim, să punem umărul și să dea Dumnezeu măcar până la Paște să se termine acest măcel, iar noi să-i ajutăm pe cei care au nevoie. Vă rog din suflet, faceți-o, faceți-o cu drag, pentru că e bine că nu suntem noi în locul lor, este bine, ar fi fost foarte bine ca ei să nu fie astăzi în situația respectivă, dar cu certitudine poporul ucrainean a învățat și dacă n-a învățat în totalitate, cu certitudine până să termină această nenorocire, vor învăța că trebuie să vină de partea bună a lumii, să vină cu arme și bagaje în tabăra democrată a lumii. Și o va face. Slavă Ucraina! A spune slavă Ucraina! Mulțumim foarte mult, Doru Marieș, Asociația 21 decembrie 1989. Într-adevăr, lucruri foarte importante, poate pentru cei mai mici dintre noi care sunt în sală sau cei care ne urmăresc acum, aceste informații sunt mai greu de digerat și de înțeles, însă istoria trebuie cunoscută, dar ce trebuie noi să înțelegem și mai ales cei mai mici este că iubirea, credința și pacea sunt printre cele mai importante. Așadar, vom merge mai departe cu următorul invitat din această seară. Este vorba despre fondatorul ansamblului folcloric Dor Basarabean,
domnul Anatol Popescu, pe care îl invit acum în aplauzele dumneavoastră aici pe scenă, pentru a ne transmite câteva cuvinte. Veți vedea momente foarte frumoase pe scenă și abia aștept, pentru că am fost la repetiții și am văzut câteva crâmpeie, așadar, din partea ansamblului folcloric Dorpa Sarabean, domnul Anatol. Bună seara! Mulțumesc pentru cuvântul oferit. O mică precizare, Dorpa Sarabean a fost doar denumirea ideea mea. În anul 1994 se înființa un mic tarab, o orchestră folclorică în școala din satul meu. Fondator este fratele meu mai mare și profesorul meu de muzică, Viorel Popescu, pe care îl salutăm în seara de azi, fiindcă a crescut artiști frumoși și vom audia și vom viziona azi niște copii, frate și soră, foarte, foarte buni și buni români. Însă reprezint Asociația Basarabia Românilor de Regiunea Odessa, înființată în anul 2006, înființată la fel de către colectivul artistic al ansamblului folcloric Dorpa Basarabean. Ansamblul este un ansamblu fanion al comunității românești din sudul Basarabiei, comunitatea românească din care vin și eu, în anul 1998. Prima dată am pășit dreptele Facultății de Drept a Universității din București, aici Alma Mater. Mi-aduc aminte că acum 20 și ceva de ani, ultima dată am fost în această sală la un spectacol, cred că Flacăra și Adrian Păunescu. Am avut întâlniri foarte frumoase cu regretații noștri, Grigore Vieru, Ionu Cureanu, renume basarabene românești pe care le voi purta toată viața în inimă. Mă bucur să fiu azi aici și mulțumesc foarte mult domnului director al Casei de Cultură a Studenților din București, Paul Bordaș, pentru răspunsul imediat, absolut, vă zic, imediat, la întrebarea Anatol, cu ce putem să te ajutăm, pe tine sau copiii din ansamblu sau pe cei românii rămași acasă. Mi-am amintit imediat, nu știu de ce, dar de o vioară uitată în grabă de Iulia, solista ansamblului acasă în Ucraina, atunci când în primele zile ale războiului, declanșat cumva tragic, dar simbolic, de Dragobete Românescă, 24 februarie anul curent. Și imediat a venit răspunsul că mi se va dărui o vioară nouă care a ajuns din București la Constanța, un gest de la care, cred, a pornit sau care a continuat acest val de mărinimie și de umanitate absolut firească a noastră, a românilor, de o parte și de alta a Dunării sau de o parte și alta a Prutului sau a Tisiei. Chiar azi vorbeam cu o doamnă din nordul Bucovinei, care face apel la societatea românească să, și la autoritățile statului român să aibă grijă mai ales de, și de românii rămași acolo în vatra noastră istorică, în nordul Bucovinei, Hierța sau Cotin, în sudul Basarabiei, Maramureșul istoric, acolo unde tot este nevoie de sprijin umanitar, acolo unde tranzitează și rămân refugiați din interiorul Ucrainei și tot românii noștri sunt majoritatea celor care îi găzduiesc pe teritoriul actual Ucrainei. Evident că în caz de înăsprirea condițiilor și de un avans al armatelor lui Putin, toată această masă de oameni se va grăbi să treacă frontiera Uniunii Europene, frontiera NATO, care să-i asigure, să le asigure securitatea. Vorbeam mai devreme de faptul că am pășit în 98 prima dată scările și pragul Facultății de Drept a Universității din București. Mă bucur să o văd aici, să văd seniorii, licii, studenților din acea perioadă, pe atunci consilieri la președinție și pe la Guvernul României, domnul Romeo Moșoiu, domnul Antonie Popescu,
Mi-aduc aminte de Dinu Gândul la Galați, aceeași casă de cultură a studenților din Galați, Cristinel Dragomir la Constanța. Oameni buni, ați pus umărul și ați contribuit la formarea unor destine absolut românești, unele care s-au întors acasă, unii pe care îi vedeți că și azi luptă pentru românii rămași în comunității istorice. Și cred că n-ar fi în plus să vă mulțumesc încă o dată că mi-ați ieșit în cale. Multora sutelor dintre noi, cei care am ajuns în România la studii de timp. Cu siguranță vor mai veni românași la studii aici în țară. M-am convins în acești 25 de ani de contact cu sistemul de învățământ din România și cu societatea civilă, cu societăția române, Patriarhie Bisericii Ortodoxe Române, că țara nu ne-a uitat, neamul nostru nu ne-a uitat și sper, în ultimul rând, că statul român, autoritățile statului român, nu și-au uitat românii rămași în cele 41% din teritoriile pe care am fost nevoiți să le lăsăm la 28 iunie 1940. Cele care a fost defuncta URSS și care tot nu vrea să moară. Eu zic că ar trebui să o ajutăm și cu cât mai multe vieți salvate avem deopotrivă etnici români, etnici ucraineni, etnici bulgari, găgăuzi, lipoveni, ruși, refugiați aici în țară și tranzitând România spre Uniunea Europeană și Balcani, cu atât mai repede apropiem sfârșitul acestui călău cu chip de stat neosovietic, neobolșevic, neofascist, condus de un nebun. Vă mulțumesc încă o dată pentru invitație, sper că nu m-am mulțumit prea mult cu vorba. Succes artiștilor noștri și trăiască nația și slavă Ucrainei! Aplauze pentru Anatol Popescu, mulțumim foarte mult! Într-adevăr, Paul Bordaș, rar mi-a fost dat să văd persoane atât de implicate cu toată inima în astfel de evenimente și nu numai. Nu mai vorbesc și de Romeo Moșoiu, dar nu vreau să se înțeleagă că ne lăudăm fiind în același centru local al Sfântul Nicolae din București, centru local al cercetașilor. Așadar, voi merge mai departe cu un mesaj din partea inițiatorului Repatriot, domnul Marius Bostan, ne-a trimis gândurile dumnealui și aș vrea să le dau citire. Astăzi privim cu toții cu admirație și cu drag spre ucrainieni, care se apără cu un curaj eroic de Imperiul Răului. Trăim iar un moment al adevărului, de asta dată plătit de vecinii noștri cu morți mulți și cu uriașe suferințe. De aceea, acum e un pic mai ușor să explici lumii întregi că Rusia nu s-a lepădat de URSS, că Putin nu e creștin. Sunt plin de încredere și recunoscător pentru acțiunile extraordinare ale prietenilor repatriote din România și din toată lumea, care susțin în diverse inițiative ajutorarea celor reîncercați de agresiunea putinistă. Mulțumim voluntarilor, mănăstirilor, companiilor, oamenilor care donează bani, alimente, bunuri, unităților de cazare, personalului medical și administrației pentru acțiunea extraordinară de sprijin. Haideți să-l aplaudăm pe domnul Marius Bostan și să mulțumim foarte mult pentru aceste gânduri pe care mi le transmit și pentru toată implicarea în acest proiect și inițiativă. Așadar, tot acest proiect s-a întâmplat și se întâmplă în cadrul unei povești. Între cei care au trebuit să-și părăsească țara, a fost și Iulia. Ați cunoscut-o mai devreme. O adolescentă de doar 16 ani, care pe 28 februarie își părăsea satul natal Erdek-Urno din Ismail, sat românesc din regiunea Odessa, unde părinții au rămas să-și apere casa. Până ca acest trist război să înceapă, revoltând o lume întreagă, tânăra artistă mergea în diverse turnee alături de ansamblul folcloric Dor Basarabean din Erdek-Burnu, singurul ansamblu folcloric românesc din regiunea Odessa. Iulia este membru acestui ansamblu de marcă, unde cântă la vioară. Oarecum grăbită și împinsă din spate de părinți să plece din țară spre fratele ei, care se afla în România la studii, Iulia și-a uitat buna sa prietenă vioara. Așa că, în urma apelului domnului Anatol Popescu, membrii Sindicatului Liber și Independent al Casei de Cultura Studenților din București au achiziționat
o vioară nouă. Iulia a început cursurile la Colegiul Național de Arte Regina Maria Constanța, iar doamna profesor Mirela Panaitișor din West Hartford, Connecticut, USA, membra comunității Repatriot, îi acordă asistență și lecții online. Așadar, în această seară vom avea onoarea și bucuria să îi ascultăm cele trei piese care vor fi acompaniate de fratele său, Valentin, care este student în anul 4 la Universitatea de Marină din Constanța. Valentin este de asemenea membru al ansamblului folcloric Dor Basarabean. Așadar, vreau să-i primim cu toată căldura și cu toate aplauzele noastre aici pe scenă pe Iulia și Valentin Gherghișan, care ne-au pregătit un moment foarte frumos și emoționant. Bună seara, dragilor, și bine ați venit! Haideți să fie cu energie și cu zâmbete și cu voie bună! Mult succes fără emoții, i-am ascultat la repetiții și credeți-mă, piele de găină! Bine, bravo! Bine, mai vrem!
Aplauze pentru Iulia și Valentina Gherghișan. Ați ascultat imnul Ucrainei, imnul României și Oda Bucuriei. Trei piese emoționante și foarte frumoase, cu un impact extraordinar, mai ales în această perioadă, că așa se întâmplă de obicei, până nu trăim anumite clipe, parcă nu simțim acordurile la fel. Așadar, vom merge mai departe cu un invitat care a venit să ne cânte și să ne încânte cu piesele sale. Este un alchimist de metafore muzicale, are la activ 4 albume și peste 18 ani de activitate muzicală. Haideți să primim cu foarte multe aplauze pe Marius Matache. Bine, Machie! Bun că ne-am găsit! Bine ai venit, Marius! A pornit. Bună seara, bine v-am găsit! Emoții? Cu ce gând în această seară? Gânduri de pace, gânduri bune. Mi-aduc aminte în 2014, când Rusia a făcut o faptă bună cu Crimea, am compus o piesă de război, am promis că anul ăsta nu compun nimic. Nu ne mai trebuie. Marius Matache! Dă-i chitară, Machie! Dă-i un pic de chitară! Chitară n-avem, nu? Aveam un fier pe care l-am pierdut. Mie mi se mai spune și Romica Jurca a folgului, pentru că am un album de iarnă numit Insorium și 3 piese cu ploaie. Dacă aveți nevoie la agricultură, mă sunați că rezolvă. Seara asta scriem încă o dată povestea noastră, dar fără erori. A doua șansă, ce veste minunată, până și ploaia asta un dar găsut din nou. Plouă, când frunzește mină nouă, dragoste de mici rouă, plouă și sunt drăgostit, plouă și sunt drăgostit. Mă uit la tine, te văd întâia dată, așa îmi pare, deși ne știi cum vrea. A doua șansă, ce veste minunată, că dragostea nu are vârstă și nici teată. Înfrunzește mină nouă, dragoste de minți rouă, plouă și sunt drăguste. Plouă și sunt drăguste. Și ploaia asta ne spală de păcate și de trecut, de tot ce-am dărâmat. Ne dau lăstarii prin buzele crăpate, de-atâta dor și de-atâta sărutat. Și pentru ocazie 30 cu martie și ziua lui Nichita. Domnule, este adevărat că la Ploarea Odeasa plouă ca luna lui Marte? Domnișoară, pe mine mă cheamă Matache, nu Alifantis. Plouă, înfrunzește mină nouă, dragoste de mici rouă, plouă și sunt rău. Sunt drăgostit, plouă și sunt drăgostit.
Când am cântat prima oară la preoteasa, cred că aveam plete. Și eram și slab. Am rămas doar frumos de atunci, adică e treaba simplă. Când aveam plete, am făcut și o piesă de dragoste, se numește Zmeul. Evident, mă credeam făt frumos, pe atunci, între timp am schimbat tabăra, că o să vedeți că mașina aia cu 6 viteze e a mea. Chitara un pic mai încet în monitor, vreau, că e foarte tare, adică la propriu, nu? Atunci spuneai că mă iubești, că-s totul pentru tine, dar ai plecat pe un alt drum, știu, nu ai de tine. Ai plecat pe un alt drum, știu, nu mai de tine. Visam să fiu un făt frumos, tu a mea mireasă, dar tu fugi, dai cu un zmeu, calul său de rasă. Fugi-ntai cu zmeu și calul său de rasă. Vrem să fii iasfăt frumos, să salvezi sfințese. Îți smeiau mașini de lux, 5-6 viteze. Smeiau mașini de lux cu 5-6 viteze. Muncesc și mi-amintesc plângând zâmbetul tău ironic, însă cu banii ce-am să-i strâng îmi cumpăr supersonic. Însă cu banii ce-am să-i strâng îmi cumpăr supersonic. Nu e îndată voi zbura strați mărului castel, dar pentru a mă răzbura te voi lăsa cu el. Pentru a mă răzbura te voi lăsa cu el. Trebuie să fii deasfăt frumos, să salvezi prințese. Când smeiau mașini de lux cu 5-6 viteze. Smeiau mașini de lux cu 5-6 viteze. Vorbeam cu calul meu bălan, îi povesteam de tine. Dar tu te uiți doar cu păsmei, nu ai timp de mine. Tu te uiți doar cu păsmei și nu ai timp de mine. Ești el, dulceară, fericită în castel cu zmeul în piscină. Dacă ai să faci copii cu el, eu nu am nicio vină. Dacă ai să faci copii cu el, eu nu am nicio vină. Trebuie să fii deasfăt frumos, să salvezi prințese. Când smeiau mașini de lux cu 5-6 viteze. Smeiau mașini de lux cu 5-6 viteze. Trebuie să fii deasfăt frumos, să salvezi prințese. Când smeiau mașini de lux cu 5-6 viteze. Smeiau mașini de lux cu 5-6 viteze. Pe mine m-au băgat la Folkish că n-aveau categorie sculer, matrițeri și operatori calculatoare. Eu de acolo sunt venit. Hai să facem și o piesă frumoasă ca să nu mai zic lumea că nu sunt eu Folkish, da? Ceva frumos. E piesa mea cu zâne, piesa mea care speram să vrăjesc pe tine. După care a aflat soția mea și n-am mai vrăjit pe nimeni. Și-a explodat în flori de dinamit.
domnii să ne-ar sună ca niște cicatrici de diamant, se umple ca într-un desen savant, făcute tips de unghii și de cură. Dă-i cu zăpadă că trebuie să vină. Dă mâine încolo. Nu e chiar cu zăpadă, dar se numește Colind pentru prieteni. Nu știu de ce a zis autoarea poeziei Loredana Dorcumescu Colind pentru prieteni, că nu e nici colind, nu e cu zăpadă, nu e cu lerui ler. Lerui e dat la alții mai complete și mai blonți ca mine. Dar piesa este cunoscută sub orice alt nume. Piesa aia cu urăturile, piesa aia cu mopul. O să vedeți în ele cel, dar pregătiți-vă să cântați, că altfel nu plec de aici, pentru că nu plec de loc. Au cinci de afară, dacă trebuie. Iarna asta, iubito, poți să pleci unde vrei. Ia-ți poșeta, fularul, milionul de lei. Ia-ți mașina de ras, nu spun unde. Și deci, urcă-n tren și dispari, poate vrei să petreci. Urcă-n tren și dispari, poate vrei să petreci. Dacă vrei, te conducă legat la peron. Îți aduc chiar și flori, un buchet gros bombon. Să-l miroși cu lesați, până ajungi la Bușteni. La cabana de lemn îmbrăcată în lichen. La cabana de lemn îmbrăcată în lichen. Pentru că dacă vrei eu îți spun urături la pachet. Am să dau până vii și un mop pe parchet. Am să spăl și pe suri uitate într-un lap. Și-am să-mi bat pe bucăți toate mințile-n cap. Nu te văd respirând prea mult din cer montan. Milionul de lei n-o să țină un an. Te previn că stațiuni încă n-au o manet. Dar găsești pensionari solitar berechet. Eu îți ia pește. Dar găsești pensionari solitar berechet. Poate seara să scap la un poker decent. La o bere călduță într-un bar decadent. La un film de ochiat
cu băieți în cartier, să nu simtă de dor, aș putea să disfer, să nu simtă de dor, aș putea să disfer. Refrenul e cam așa. Dacă vrei eu îți spun, un retur la pachet, am să dau până vii și un mop pe parchet, am să spăl și de sud, uitate un lap, și am să-mi bat pe bucăți toate mințile în cap. Solo! Era un solo mai lung, dar a avut o creștere negativă ca la guvern și atâta mai rămas din el. Iana asta, repet, poți să pleci unde vrei, ia-ți poșeta, fularul, milionul de lei. Eu rămân consecvent lângă prietenii mei. La mulți ani, draga mea, poți să pleci unde vrei. La mulți ani, draga mea, poți să pleci unde vrei. Unde să plecați, că n-ați cântat. Deci, recapitulăm! Dacă vrei, eu îți spun, un retur la pachet, am să dau până vii și un bob pe parchet. Am să spăl și de soli, uitat în dulap, și-am să-mi bat pe bucăți toate mii. Să vă explic. Eu când, dacă vrei, eu îți spun și să spuneți, un retur la pachet, am să dau până vii și un bob pe parchet. Am să spăl și de soli, uitat în dulap, și-am să-mi bat pe bucăți toate mii în cap. Eu, profesor, recapitulăm. Dacă vrei, eu îți spun, un retur la pachet, am să dau până vii și un mop pe parchet. Am să spăl și pe sol, uitat-mi la, și-am să-l bat pe bucăți. Toate mințile în cap! Trebuie să cântați ca și când v-ar păsa de mine. Adică asta era ideea, că se filmează și nu mă mai cheamă de unde 1000 de euro să termine. Deci tare, da? Dacă vrei eu îți spun, urături la pachet, am să dau până vin și un mop pe parchet. Am să spăl și pe sol, și-am să-mi bat pe bucăți toate mințile în cap. Bine, mă cheamă Marius Matacă și vă mulțumesc tare, tare mult. O seară faină, nu uitați de cine am zis. Mulțumim foarte mult, Marius Matacă. Mulțumim din suflet, ne-ai făcut încălzirea și să știi că te așteptăm la Cercetași, pentru că noi suntem iubitori de folk, așa în jurul focului, în natură. Da. Am fost și Cercetaș, acum 1466 de ani, dragi Ștefan cel Mare, tânăr. Și aveai clete. Da. Aplauze pentru Marius Matacă, mulțumim foarte mult. Următorul nostru invitat este pregătit. Este pregătit, da, și așteaptă să intre pe scenă. În ciuda discreției, să știți că acesta are un dar al oratoriei și știe să facă show pe scenă. Dar nu a venit singur, a venit cu al său prieten, care e încărcat cu energie pozitivă. Și în această seară au promis că vor continua ceea ce a început Marius Matacă. Va trebui să cântăm alături de ei. Și mai așteptăm puțin. Nu știu, voiați să transmită ceva? Suntem o familie în această seară. Vă rog. Publicitate. Am înțeles. Păi dumneavoastră urmați. Bă, o mică modificare în program. Dacă astea le aplaudăm toți artiștii în această seară. Să oprim acest moment. Mi s-a transmis așa în cască, după cum ați observat, că domnul nostru drag care a venit să ne cânte, și anume Mircea Bodolan, a venit, nu are nevoie de prezentare, știți deja, dar nu are răbdare, vrea să cânte cu dumneavoastră. Și așa că vorba multă sărăcie a omului. Să primim cu foarte multe aplauze. Bună seara, maestre! Bună seara, bună seara și bine v-am găsit!
trebuie să vin să cânt, am și uitat cu ce să încep, cu ce să încep, să mă hotărăsc. Da, am să încep cu un cântec de dragoste. Un cântec vechi, foarte vechi, printre primele cântece pe care le-am compus vreodată, se numește Dragostea Păsării și mi-amintesc că eram în penultimul an de liceu când l-am compus. Împreună cu un coleg de clasă, cel mai bun prieten al meu din vremea aceea, domnul arhitect Mihai Popescu, unul din mari arhitecți ai Bucureștiului de azi. Dragostea păsării. Se rotesc pe cer, căutând culcuș, un culcuș de fier. Dintr-o timp uitat, curge roa grea, curge sacatat pe armura mea. Stau printre flori și aștept iar să cobor. Spui din nou șoapte tine cu și privirea ta s-o ascunzi în nea. Când vom bea ușor apa de izvor, catifeaua e rotund și-ncerce. Aric vom afla pe demoi și vom zbura. Vom zbura cu prinsip gripă, aducând peste aripă plus de aur și scântei și flori de tei. Aur și scântei, flori de tei, vino să-ți iei. Să continuăm cu cântece de dragoste. Acesta este un cântec la care țin foarte mult. L-am compus soției mele cu ceva ani în urmă. Cântecul se cheamă Fata din vis. Am avut și o contradicție cu Paul Ciuci, care pretindea că singura fată din vis este cea din cântecul lor, al compactului. Și am zis să-și țină ei acolo bine fata în visul lor, că eu mă ocup de-a mea. Asta e fata mea din vis, adică a mea. Eu. Aștere-te lin lângă mine, desfate-ți părul ușor, afundă-ți obrazul în pernă și acoperă-ți ochii cu un dor. Buza mai lasă-o răsfrântă, respiră adânc și mai rar, sându-l ascuns peste ziua, lasă-l să vadă măcar. Cum te ating fără voie, împins de dorință și har. Cum te vechezi de aproape, cum te îmbrân
dorm liniștită, iubito, adulmecă-ți visul de plin. Lasă-mi doar mie suspinul somnului lin. Noaptea se lasă frumoasă, încet peste vie și flori. E vremea să stăm doar în casă, scăldându-ne în vis și fiori. Departe un cal se răsfață, departe mai calde o stea. În casă ca proștii se miră inima și mâna mea. Cum te ating fără voie, împins de dorință și har. Cum te veghezi de aproape, cum te îngânzi. Dor liniștită, iubito, adulmecă-ți visul de plin. Lasă-mi doar mie suspin somnului lin. Curând sori vii la fereastră, spiritul și cu zâmbet felin. Am să-i alung cu nuiaua smulsă din tumba de arin. Veni vor apoi zâne bune, împlete cu flori de mălin. Privind cu nesați prin perdeaua ce lasă miros de pe vin. Cum te ating fără voie, împins de dorință și rar. Cum te veghezi de aproape, cum te îngând. Dor liniștită, iubito, adulmecă-ți visul de plin. Lasă-mi doar mie suspin somnului. Zorii de vin și de stram, fata din vis, ce păcat. N-a mai rămas din poveste decât o boare și un pat. Ziua vine să-mi ceară visul cu glas răspicat. Iubitele nu sunt de ceară și uite, parcă-am uitat. Cum te atingeam fără voie, împins de dorință și rad. Cum te vedeam de aproape, cum te îngânam. Dor liniștită, iubito, adulmecă-ți visul de plin. Lasă-mi doar mie suspin somnului lin. Vă mulțumesc foarte mult! Mai vrem! Și în continuare, o parafrază la poezia Lacoa lui Eminescu, un cântec care se cheamă Ereți și porumbei. Sunt prea multe și nu-ți poți ține viața-n buzunar. Când ai să te gâneci în muzici culte
Și-ți pare că ai fost jucat la zan. Lasă zâmbetul să umple fața ta cu riduri simple, nu clipi când simți suploa pe jar. N-ai să poți să ți subtâmple tot ce ai vrea să ți se întâmple, nu le ghesui într-un sertar. Când îi vezi ochii mult prea mult de-aproape, când buza ei răsfrântă-i peste-a ta, când gura ei pe suflet te sărută și tremură încet sub pielea ta, lasă zâmbetul să umple fața ta cu riduri simple, nu clipi când simți suploa pe jar. N-ai să poți să ți subtâmple tot ce-ai vrea să ți se întâmple, nu le ghesui într-un pahar. Când ai să știi că ai fost un prinț nevolnic, cu viața înghesuită în buzunar, când ochiul ei te va îndemna demonic să-l însoțești pe fundul de pahar. N-ai să poți zâmbi să umpli fața cea obrăzdat-o ghifi timpului pierdut precum la zar. Va rămâne adânc sub tâmple ce-ar fi fost să ți se întâmple, de-ai fi fost iubitul ei măcar. N-ai să poți zâmbi să umpli fața cea obrăzdat-o ghipi timpului pierdut precum la zar. Va rămâne adânc sub tâmple ce-ar fi fost să ți se întâmple, de-ai fi fost iubitul ei măcar. Ușor nedumerit. Bun. Acesta a fost cânt. Un cântec mai încoace. Și un cântec pe versurile colegii mele de cameră, Anca Bodolan, care se intitulează Povestea mea. Niciodată, ca nicăieri a fost un prinț frumos și singur, alb, trist și fără rost, vrăjit de floare acum, miresme de coral, zadarnică dorință înspre mal. Și prințul din poveste vrăjit parcă era, să nu poată să spere, să nu poată să vrea, închis într-o corolă de însăși floarea sa, legat de ea să nu poată pleca.
cum ploapa închide ochiul și-l leagă în visare, și scoica își ascunde comoara ei în mare. El perlă nestemată ascunsă în castel, ea și mormânt și viață pentru el. Viața-i tristă, lumea asta vrea, bine e că nu-i povestea mea. Viața-i tristă, lumea asta vrea, bine e că nu-i povestea mea. Povestea-i fără sens, căci sensul-i nepătruns, iar clipele de vrajă în asfințit s-au scurs, când prințul din poveste, perla din castel, când podobea pe deget cu un inel. Iar prințul din adânc de mare a oftat, când sufletul în perlă iubitei și-a lăsat, și în urmă trist și singur s-a stins într-un surâs, iar pasărea în Bolivia plâns. A fost ca niciodată, ca nicăieri a fost, un prinț frumos și singur, și trist și fără rost. Ce dacă el știa că era între femei, când strălucește doar pe mâna ei? Viața-i tristă în lumea asta, bine e că nu-i povestea mea. Viața-i tristă în lumea asta, bine e că nu-i povestea mea. Vă mulțumesc foarte mult! Aminte cum eram, pe când păduri cu trei eram, și ne strigau pe rând de reții. Când la cum codru tremura, și luntrea apa n-o știa, și ne lăsam în voia ceții. Mintea-i-a plecat pe oceană, ochiul drept s-a răgrima, aș fi vrut să-mi spună dânsul cum se vede necuprinsul printr-un zâmbet vinovat, dar ai plecat, ai plecat. Și-am crescut și noi și ei, și ereți și porumbei, și-am luat mirosul vieții. Eu în sus, tu l-a pus, eu în jos cu un mal frumos, nu credeam ce spun poeții. Mintea-i-a plecat pe oceană, ochiul drept s-a lăcrimat, ochiul stâng, urâtă faptă, m-a șupiat cu mâna dreaptă, și-am aflat ce puțin m-a iubit, ce târziu m-am răzvrătit, nici măcar nu mai mințit, și-am adormit. Astăzi chiar de m-aș întoarce, înțelege, nu mai pot, cum de la cui doar o baltă, cu nămol și-o luăm între spate, cum fac crestiile jan.
n-am habar de ce noi împărțim lumea la doi, doar la doi, la noi doi. Vă mulțumesc foarte mult și nu-mi permit să închei decât cu un cântec din ciclul acestei orbe care ne-a consacrat. Un cântec atât de bine cunoscut, încât a devenit mai cunoscut de alții decât de mine. Ce plumb mă leagă de pământ, ce greu mi-e trupul și ce frânt, ce liniște e, jur acum, mi-e viața numai ca un fum. Îmi cad pe față fulgi de nea, ca pe un pulgăr de mormânt, și nu-i nici ploaie și nici vânt, ce rece e pe fața mea. Da, 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 da. De unde-n gura atât copac, ce mult aș vrea să-mi fie cald, să nu se audă niciun tu, ce-nalt e cerul și ce bun. Toate s-a aproape și departe, și parcă-s legănat de apă, cu ochii în eternitate, ce stranie singurătate. Na, 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 na. De unde-n gura atât copat, ce mult aș vrea să-mi fie cald, să nu se audă niciun tun, ce-nalt e cerul și ce bun. Toate s-aproape și departe, și parcă-s legănat de ape, cu ochii în eternitate, ce stranie singurătate. Iar ninge tare și mi-e frig, aș vrea să mă ridic, să strig, cine-i alături și mă cheamă. Ce-au pierdut cei care nu au reușit să ajungă în această seară. Mulțumim foarte mult, Mircea Bodolan! Începuse mai devreme să-i prezinte următorii noștri invitați, însă asta îmi place la evenimentele live, că se întâmplă lucruri spontane, sincere și noi suntem în familie și ne permitem acest lucru și oricând și la orice eveniment așa trebuie să fie, pentru că trebuie să ne bucurăm de lucrurile așa cum, de lucruri așa cum le vedem,
nu numai de regii și de nebunii, dar totul contează. Mai am niște mulțumiri pe care vreau să le împart în această seară oamenilor care, sau fără de care acest eveniment nu avea aceeași însemnătate și le dau numire. Ștefan Sprânceana, președintele sindicatului Căsătorilor Studenților, îi mulțumim foarte mult și aici la butoane, la sunet, îi mulțumim din suflet pentru toată implicarea și ajutorul dumnealui. Regizorului Mihai Serghei Todor, mulțumim pentru ajutor. Suntem live pe Facebook, să nu uitați. Lui Bebe Astur. Bine, Bebe! Bine, Bebiță! Bebe și... și lui Doru Rădulescu. Vedeți câte lumini frumoase aici. Ne-a luminat seara. Mulțumim foarte mult, Doru. Spuneam că următorii noștri invitați luptă pentru oameni și pentru drepturile lor. Au venit împreună să ne facă seara mai frumoasă și să ne transmită din mesajul lor. Așadar, vreau să-i primim cu foarte multe aplauze pe Dic Petroșel și Valerii Main. Și Bianca Main, bine ați venit, sărutăm mâna. Haideți să mai plodăm încă o dată, pentru că așa se întâmplă, v-am spus, live, până acordăm instrumentele, până reglăm microfoanele. Și Alex aici ne-a ajutat foarte mult în această seară. Alex Frânceana, mulțumim din suflet pentru ajutor. Repetă, suntem live și pe Facebook. Vor mai urma două serii și în săptămânile următoare. În dățile de 30, de 7 aprilie, de la ora 19 și pe 14 aprilie, tot de la ora 19, tot aici la Casa de Cultură a Studenților din București. Așadar, doamnelor, domnilor, cu foarte multe aplauze ai noștri invitați și vă invităm la cântat și la aplaudat. Bună seara, bună seara! Să vi-l spun pe Valerii Main. Valerii Main este, el ne traduce, avem un centru de, pentru refugiați din Ucraina și el este o persoană care traduce. Toți oamenii sună la telefon și și vorbesc acolo în ucrainiană și el ne spune să face așa, 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 omul ăsta vrea așa, omul ăsta vrea așa. Așa. Avem acolo, la centru de refugiați, 36 de persoane și copii foarte mulți. Și cine vrea să ne dea și nouă apă, să ne dea apă. Rest avem de toate. Vrea cineva să ne dea apă? Nu. Nu, am înțeles. Dar avem nevoie de apă. Numai un pic, n-am cum să trăi, numai un pic, pic. Zic. S-a dus fane. S-a dus fane? Nu s-a dus. S-a dus. La mine. Nu, că nu trebuie apă. Pentru copiii noștri trebuie apă. Deci ne trebuie un camion de apă, nu trebuie apă. Eu am apă de la rău. Nu, unde e apă destul de... N-avem apă pentru că tu, asta ți-ai zis că noi n-am eu apă? Îmi place la apă mare, oricum. Haideți! Deci, o să vă cântăm acum din discul nostru Brumaria, da? El este Valerii Main, este soția lui Bianca Main, eu sunt prietenul lor, pentru ce mă cheamă. Și mâine-i marți, de lacrimi ochii-mi sunt sparți și de-abia mai pot umbla cu gândul sub fosta ta cea neagră de catifea.
care mă distruge lent și dulce ca în orient. Azi e marți și mâine-i miercuri, să-ți intru pulbuc din strecuri, ca prin ciuri în față-și da. Mărgele motanii halva, calul meu cu tot cu șa. Azi e miercuri, mâine-i joi, mâine-i joi, fă-mă, Doamne, chintăloi, mâine-i joi, să mă toarne într-o sălată, fragedă cu frunza lată, cu una pelea, în muiaia-și toate celea. Oh, e seară, e seară.
ele cu
surioară de din zori și până seara. Face-mi așa o sticlă clară să mă îmbăt cu apă gară. De la colciuri și cișmele să-ți spăl trupul de cinci stele. Tot cu lacrimile mele cântită pe cana. Expresul și ea pe prispate păduvă cu rentată măduvă. Lucă cu tine adevărat de ardu visul soțelă. Orice sticluță cu parfum. Da, 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 eu te pup pe dumneata. Cu parfum. Da, 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 eu te pup pe dumneata. Top, 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 top. Și te pup, pup, Asta e pentru Pane Sfânceană și pentru Alexandru Sfânceană. Am muncit 50 de ani aici. Hey! La capșa i-am ciclat din Lampedusa. Frumoasă fiind cum nu s-a mai văzut. Hey! O ascultam și parcă eram de mult. Din asta lume duși. Doamna așternea cu fantome de frunze. Pe la cea mai frumoasă dintre manechine îmi citea și era gere la capșa lângă vitrine din Lampedusa și Baudelaire. Extaziată îmi surdea și vai, privirea ei oprea din mers orice tramvai. Și cât de dragă-mi era, nu mai știu să vă spun acum. Ea într-un nor se pierdea de aur, de flori și de fum. Nu știu decât că era doamnă tristă și ger. La capșa i-am citat din Lampedusa și Baudelaire. La capșa i-am citat din Lampedusa. Frumoasă fiind cum nu s-a mai văzut. O ascultam și parcă eram de mult. Din astă lume duși. Doamna
așternea fantome de frunze. La Cafșa i-am citat, i-am citat, am citat. Ca să plecăm acasă, ultimul punct e că în gara la Merișan, asta îl cântăm pentru Bebe Astur, care a muncit aici ca un... Pe obraz. El bea,
din sticlele de lampă, fitilele cu tot cu gaz. Și eu iubea pe marafampă care și dânsa era clampă, că altfel viața n-are haz. E atât de bine în cală mine și orice damă poate să geamă stând leneșă sub bava. E atât de bine, alea n-ai cât poți să bagi în tine. De-abia mai supli ca drunși de cocos în abis. Picioarele cu apa, sânii sunt dubli, viața iubit. E atât de bine degeaba sunt leneșa sub bava. E atât de bine în carul mine și pentru mine și pentru tine. Bună forță aici și să ajute prietenii noștri ucrainieni. Bună seara, mulțumim! Mulțumim foarte, foarte mult și am vizitat așa ore și ore. Mulțumim! Încă o dată aplauze! Vă mulțumim din nou și dumneavoastră că ați fost prezenți în această seară. Ne apropiem cu pașele peste de final. Mulțumim tuturor celor care au fost alături de noi pe Facebook. Din nou apreciere și aplauze pentru colegii noștri din partea tehnică. Și să nu uităm că cei care își doresc să doneze produse alimentare ambalate, neperisabile sau articole de igienă și sau... Sunt invitați aici la Casa de Cultura Studenților, pe Calea Plevnei, numărul 61, sectorul 1, București, zilnic în intervalul orar 8-20. Așadar, vă invităm și la următoarele spectacole care vor avea loc pe 7 și 14 aprilie și să nu uităm că trebuie să ne implicăm, că cei de lângă noi au nevoie. Doamnelor și domnilor, Alex Munteanu sunt eu și vă mulțumesc din suflet pentru această seară extraordinară. Ne vedem dimineața la Antena 1 și după amiază la Radio România 3.net. Sper să ne revedem în continuare cu zâmbetul pe buze, fericiți și în pace, cu credință și iubire, așa cum am spus. Vreau să încheiem această seară, această poveste apoteotic scrisă de... Sindicatul Casei de Cultură a Studenților București și Centrul Local Sfântul Nicolae din București, cercetașii de la Centrul Local Sfântul Nicolae din București, desigur cu protagoniștii acesteia, și anume Iulia și Valentin Gherbișan. Să-i aplaudăm, să le mulțumim și vă dorim toate gândurile bune. O seară cât mai frumoasă!
Și mai încurajăm încă o dată. Și le mulțumim foarte mult. Thank you.
creeping the other chain. Pentru că Valerii și-a adus aminte că vrea să vă cânte un cântec în limba ucraineană și eu mi-am adus aminte că eu am întâlnit acum cu domnul Felix Costache de aici, care mi-a zis că, uite, noi am găsit apă și o să ducem la refugiații de umitare acolo, la centru. Felix Costache, mulțumesc foarte mult! Uite, vezi că te face rost de apă, așa te face rost de apă. M-au provocat, dacă tot ne-am adunat din
într-un fel emoțional sau... oarecum să sprijinim spiritul Ucrainei. Eu am petrecut niște ani buni la Kiev, primul conservator al meu am făcut la Kiev și am învățat acolo și limba ucraineană. Bine, după aia 30 de ani în România, 11 ani în Statele Unite, 6 ani în Grecia, dar încă ținem de ceva. Așa că colegii mei m-au întrebat dacă mai țin minte ceva de la Kiev. Da, niște piese am memorie foarte bună și pentru că cântă foarte frumos ucrainean, în limba ucraineană, da? Як місяць зійшов, я тебе чекала. Чи коня нема, чи стежки не знав, мати не пускала. Чи коня нема, стежки не знав, мати не пускала. І коня я мав, і стежку я знав, і мати пускала. Найменша сестра, accesorii de cal, el nu putea să ajungă la iubirea lui, dar sora mai mare a găsit la loc și a spus du-te la iubita ta și iubita lui cântă ori nu te-a lăsat mamica să vii la mine, ori n-ai avut cal, ori... adică cam așa ce. Acestea fiind spuse, spectacolul nostru de astă seară s-a încheiat, ne bucurăm că ați fost aici și vă așteptăm joia următoare unde va fi un concert, când va fi un concert rock. Deci pe data de 7 și pe data de 7 aprilie și pe data de 14 aprilie iarăși va fi un concert folk. Vă mulțumim, la revedere!